Bună, oameni buni! Am ajuns într-un parc la aproape de autostradă. Nu mai mă duc, nu mai pot. Am făcut 20 de km de la Vatican. Am stat și două ori la încărcat, iar eu pierd foarte mult cu încărcatul telefonului. În fine, vezi acolo, vedeți acolo, vezi partea asta aici și partea asta aici, terenul meu. Vedeți? Aici terenul meu. Și acolo o să-mi fac o casă cu două camere. Acolo o să-mi fac un WC-ul. Și aici o să fac un living. Ce living? Și că acolo pun cortul, mă, ce tăt. Ăsta, acolo pun cortul și gata, ce? Atâta bătaie de joc. Acolo o să-mi pun cortul în seara asta. Hai să facem și o inspecție together. Uitați. Aici o să-mi pun cortul. WC-ul o să-l montez aici, da? Uitați aici, o să-mi pun cortul frumos. Da, dar nu-l deschid acum, când mai trece lumea și... Nu, că nu are ce să-mi facă. Nu are ce să-mi facă, numai vine poliția și mă disturbă, mă trezesc și atâta, că n-are ce să-mi facă. Vine poliția ceva, iară documente, spațiu public, da. La revedere, dăm pace. Vedeți, aici o să-mi montez eu casa mea. Acolo o să fac două camere pentru copii. Acolo o să fac... Aici îmi montez cortul, mă. Și gata. Ce tot atâta. Șmecherie și... Tot ne cârnățâm pe noi, că vai, că voi, că... Nebunul și din astea. Lasă acolo, fac casa. Ia uite acolo, fac casa. Și mâine o demolez și o iau cu mine și... Și mă duc mai departe. Mâine ajung în Ostia, nu pot să ajung. Mi-au rupt spatele de la geantă. Da. M-am pupat. Băieți, ați văzut locația. Acolo e locația. Mi-am făcut cortul, geanta aici și mă așteaptă și... Ne auzim mâine, băieți. Pa, pa.